Să știi că nu prea mănânc pâine, în general, dar uite, astăzi o să vă arăt cum îmi fac eu pâine așa rapidă, cum mi-a rămas lichidul ăsta zero de la cum am făcut iaurt grecesc, o să-l folosesc, nu se poate arunca pentru că conține multe proteine și o să pun un ou și o să fac o pâine așa rapidă. Aici am praf de copt. O să pun o linguriță de praf de copt. Așa. Și o să pun aici 0,50 de mililitri. Le amestec bine. Un pic de sare. Mai este sare roză. Și aici am 75 de grame de făină de orez. Și amestecăm toate acolo. O pun, o să o pun în cana asta la cuptorul cu microunde 2 minute și jumătate. Așa mi-a rămas, o să pun aici în cană. Normal să face cu lapte, dar eu cum am avut zero de la iaurt, ca să nu-l arunc, am folosit zero și îl bag la microunde, la cuptorul cu microunde 2 minute jumătate, la maximă potență. Și uite așa arată după 2 minute jumate. Acum o să vedem dacă iasă. Că trebuia să-i fi pus un pic de grăsime. Dar uite că ieșit. Uite ce frumos a ieșit. Uite. Așa. Și o tăiem așa. Felii și o mâncăm cu ce vrem. Fiecare. E o pâinică. E cam caldă. Să uitați aici. Am tăiat-o. Ia uitați cum arată. Și puteți să puneți ce vreți pe ea, ca pe orice pâinică.